Bun găsit din nou, doamnelor și domnilor. Îi spunem bun venit sau bine ați revenit în studioul nostru domnului Marcel Romanescu, care, iată, a lăsat liber postul de secretar al PNL Gorj. De ce ați luat această decizie sau de ce prin SMS? Nu. Decizia am luat-o eu și am transmis-o prin hârtie. Deci cererea deci este depusă. SMS. Nu, pe SMS l-am informat pe domnul președinte Dian Popescu de decizia pe care am luat-o. Iar cererea mea este depusă în momentul de față la sediul partidului, înregistrată, deci nu îndeplinește toate condițiile pentru a fi o demisie corectă și legală. Aș dori să vedem un scurt material, să le reamintim telespectatorilor declarațiile pe care le-ați dat dumneavoastră astăzi, dar și președintele Dian Popescu. Marcel Romanescu va rămâne doar un simplu membru în cadrul organizației municipale PNL Târgu Jiu. Fostul subprefect și deputat a luat această decizie după mai multe divergențe cu președintele organizației, Dian Popescu. Venit după un an de zile momentul ca să îi dau posibilitatea domnului Dian Popescu să găsească o altă persoană care să poată să preia această funcție de secretar coordonator. Oricum eram interimar pe această funcție din luna noiembrie anului trecut. A trecut și perioada de campanie electorală și cred că pregătirea pentru viitoarea campanie electorală trebuie să aducă un nou secretar coordonator cu care domnul Dian Popescu să poată lucra. Dumneavoastră nu putea lucra? Ba da, dar nu întotdeauna punctele mele de vedere coincideau cu ale dânsului și din acest motiv am considerat că e mult mai bine să-i las posibilitatea domnului președinte Dian Popescu să-și găsească persoana care să poată să fie mult, mult mai în ton cu deciziile dânsului. Marcel Romanescu este cadru didactic la Universitatea Constantin Brâncuș. Postul deținut de la PNL nu i-a adus și vreo funcție publică, deși acesta are o experiență îndelungată în administrație. Astăzi vin exact în situația în care eram în octombrie, atunci când m-am înscris în Partidul Național Liberal, de simplu membru al organizației municipale și nu mă simt cu nimic mai prejos decât atunci când aveam o funcție politică în această formațiune. Pe partea administrativă, nu i-am cerut domnului Dian Popescu astfel de funcții ca să pot să imput faptul că nu mi l-a oferit. Rămâneți în partid sau vă gândiți să plecați către o altă formațiune? Rămân în Partidul Național Liberal alături de toți colegii. Senatorul Dian Popescu a declarat că nu a știut de intenția lui Marcel Romanescu și nu a fost anunțat de acesta de decizia pe care a luat-o. Senatorul spune că Marcel Romanescu s-ar fi retras pentru a nu deveni incompatibil cu funcția deținută la universitate. Sincer să fiu, nu cunosc foarte multe vis-a-vis de această decizie. E o decizie, am înțeles, de a se retrage din poziția de secretar coordonator al Partidului Național Liberal pentru că dorește să ocupe o funcție și a deveni incompatibil. Dian Popescu este contestat de mai mulți liberali cu ștate vechi, ca urmare a procesului penal în care este judecat pentru dare de mită și alte infracțiuni. Acestea au fost declarațiile președintelui. Ce funcții intenționați să ocupați și sunteți incompatibili? Nu, la nivel administrativ, în momentul de față, nu doresc să ocup niciun fel de funcție. A existat o discuție mai veche de acum o lună de zile, însă între poziția care mi se propunea la momentul acela și calitatea de membru al PNL-ului și secretar coordonator, la acel moment am ales această calitate de secretar coordonator în cadrul Partidului Național Liberal pe o înțelegere pe care am avut-o cu președintele organizației municipale și cu domnul Mihai Paraschiv, președintele organizației de tineret. Dânsii au considerat că e mai bine să rămână aici, să rămână alături de echipa din cadrul Partidului Național Liberal. Și eu am dat curs acestei înțelegeri și am rămas în cadrul Partidului Național Liberal. Deci, decizia mea de acum o săptămână nu are niciun fel de legătură cu vreo incompatibilitate sau altceva, ținând cont de faptul că, așa cum prevede legea, în momentul în care poți deveni incompatibil ocupând o funcție într-un alt domeniu, ai la dispoziție 15 zile ca să poți să te retragi dintr-una dintre cele două funcții pe care le deții la acel moment. Decizia este legată exact de ceea ce v-am spus și în înregistrarea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Sunt lucruri care la un moment dat m-au despărțit modul de abordare de președintele Dian Popescu și ca să nu escaladez la un moment dat tensiunile în cadrul Partidului Național Liberal, eu am considerat, și așa este normal, pentru că eu am fost cel care am venit în Partidul Național Liberal, nu domnul Dian, după venirea mea, ca să-mi dau demisia, dându-i posibilitatea astfel domnului președinte Dian Popescu ca să-și găsească o persoană cu care să poată colabora, pentru că
Este clar, urmează o perioadă foarte dificilă pentru Partidul Național Liberal în 2014 cu alegeri europarlamentare și prezidențiale. Și ar fi fost incorrect ca în condițiile în care eu cu domnul Dian Popescu nu suntem în totalitate pe aceeași lungime de undă să păstrăm această tensiune în cadrul Partidului Național Liberal. Eu rămân membru al PNL-ului, rămân în cadrul organizației municipale al cărui membru sunt și voi face campania alături de colegii mei din Partidul Național Liberal. Îi spunem bună seara doamnei Madalina Ciolocoi, președinta organizației de femei a PNL Gorj. Bună seara, doamnă! Ne auziți? Alo. Bună seara, doamna Ciolocoi! Bună seara! V-aș întreba dacă la ora actuală există tensiuni în rândul PNL Gorj. Bună seara, doamna președintă. Deci, am urmărit evenimentele de astăzi. Ce să vă spun? Prea multe nu pot să comentez, pentru că demisia este un act unilateral și depinde de structura și de modul de a fi și de a gândi a fiecărui membru de partid. Da, eu nu v-am întrebat, eu întrebarea mea către dumneavoastră nu este aceea de a comenta decizia domnului Romanescu. Mă ascultați? Eu v-am întrebat dacă la ora actuală există tensiuni. Alo? Mă auziți, doamnă? Eu nu v-am întrebat și nu v-am rugat să comentați decizia luată de domnul Marcel Romanescu. Eu v-am întrebat dacă la ora actuală, în sânul PNL Gorj, există tensiuni. Sau aveți la cunoștință că ar exista tensiuni? Doamnă, nu știu dacă le putem numi tensiuni. Există într-adevăr nemulțumiri, mai ales din cauza faptului că nu se pot duce la îndeplinire toate promisiunile făcute electoratul. Nu să plece, dar și-ar dori o schimbare în ceea ce privește conducerea PNL Gorj. Aveți la cunoștință de acest lucru? O schimbare înseamnă până la urmă alegerea unui nou birou politic județean, alegerea unui nou președinte. Acest birou politic județean care funcționează acum a trecut prin alegerile locale, prin alegerile parlamentare, alegerile generale. Dacă, mă rog, la nivel central se consideră că este nevoie ca alegerile la PNL Gorj să fie devansate pentru că nu normal ar trebui să aibă loc undeva în 2015 sau 2014, dacă se consideră acest lucru, Secretariatul General al PNL ar putea declanșa astfel de alegeri, din ce știu eu. Președintele Dian Popescu a făcut solicitare încă din luna mai către Secretarul General al PNL pentru depunsarea alegerilor. Continuitatea biroului pe perioada anului electoral 2014, adică acest birou să-i asume responsabilitatea pentru anul electoral 2014. Bun, există voci supărate din partidul dumneavoastră care nu îi mai dau un gir în continuare președintelui PNL Gorj, domnul Dian Popescu, având în vedere problemele cu justiția pe care dumnealui le are. Aveți la cunoștință, vi s-a adus în cadrul ședințelor din cadrul partidului despre acest lucru?
Doamnă, mie până acum, deci până la ora actuală, mie personal nu mi-a spus nimeni că datorită unor probleme, așa cum... Probleme de imagine, probleme de imagine, noastră... Da, eu nu vă întrebam de USL, eu vă întrebam strict de PNL, de problemele, de problemele din PNL, strict de PNL, atât, nu de USL. De ce probleme, dumneavoastră ne spuneți acum de probleme practic electorale. Doriți să adresați vreo întrebare, doamne președinte? Nu. Sunt de acord cu doamna președinte. Mulțumesc mult de tot, doamnă, pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre. Domnule Romanescu, ce urmează de acum înainte? Dumneavoastră ați discutat cu colegii de partid, aveți la cunoștință de astfel de nemulțumiri, să le spunem, legate de imagine? Nu există partid fără probleme și nici Partidul Național Liberal nu face notă discordantă față de ceea ce se întâmplă la nivelul județului Gorj. Eu nu mi-am impus prin demisia mea să creez vreun val împotriva cuiva, a președintelui sau a biroului permanent, nici pe departe. Este o decizie singulară, o decizie care doar mă privește pe mine ca persoană, așa cum spunea și doamna președinte Mădălina Ciolocoi, este un act unilateral pe care nu-l poate contesta nimeni și din acest punct de vedere, eu ca persoană, chiar dacă mi-am dat demisia din funcția de secretar coordonator, rămân alături de Partidul Național Liberal. Asta nu înseamnă că neapărat trebuie să plec din această formațiune și să îngăsesc o altă formațiune politică. Nu. Voi rămâne în Partidul Național Liberal și voi continua alături de colegii din organizația municipală să merg în campanie electorale și să încerc să conving oamenii să voteze Partidul Național Liberal. Și atunci, cum veți avea dumneavoastră un dialog cu președintele partidului dacă deja au apărut acum divergențe și oarecum disensiuni? Dar nu există niciun fel de problemă. Este, v-am spus, determinat. În momentul în care mi-am dat seama că nu putem comunica la nivelul pe care îl doresc eu în această comunicare între secretar, coordonator și președinte, eu am luat această decizie și din momentul de față sunt membru al PNL-ului și mă subordonez deciziilor organizației, președintelui organizației municipale și biroul organizației municipale. Sunt un membru corect și voi face tot ceea ce depinde de mine ca lucrurile să meargă bine. Eu nu sunt în situația de a veni astăseară nici la dumneavoastră și nici în alte emisiuni să spun, domnule, am o problemă cu Partidul Național Liberal. Nu am o problemă cu Partidul Național Liberal, pentru că în această formațiune sunt oameni pe care i-am cunoscut în această perioadă în care am activat, oameni deosebiți, oameni pe care îi respect, plecând de la primar și ajungând până la ultimul consilier sau ultimul membru din ultimul cătun. Deci nu am o problemă cu Partidul Național Liberal, pentru că eu am fost foarte bine primit în PNL și în continuu activitatea în această formațiune. Dar există totuși o problemă cu... Păi nu, problema a fost, v-am spus, de comunicare și v-am spus,
de modalitate de a privi lucrurile pentru această formațiune diferită. Ce v-ați propus dumneavoastră să faceți pentru acest partid? Nu, da? Eu mi-am dorit. Și nu ați reușit să faceți. Eu mi-am dorit ca legătura între factorii de decizie din cadrul Partidului Național Liberal să se facă în ședințe, în discuțiile directe, nu în presă. Deci nu mi-am dorit să ajung să discut cu președintele meu, cu președintele Partidului Național Liberal sau cu doamna Ciolocoi în presă. Eu n-am venit niciodată nici la dumneavoastră și nici la alte trusturi mass media să spun, domnule, nu-mi convine de... Era normal ca lucrurile acelea să se discute în interior. Din păcate, la un moment dat, n-a mai fost așa cum credeam eu. Au apărut ba pe surse, ba nu știu cum, tot felul de lucruri. Și în momentul în care mi-am dat seama că mă privesc pe mine ca persoană sau oamenii care sunt alături de mine, am considerat că este mult mai corect să-mi depun demisia. Sunteți o persoană de care președintele se teme? Nu cred. Nu am simțit acest lucru. E normal ca la un moment dat, când intri într-o formațiune politică, fiecare să te privească nu cu ochii cei mai buni. Ați putea fi un adversar la președinția PNL Gorj pentru domnul Dian Popescu. Tocmai asta a fost problema și asta m-a deranjat cel mai mult, pentru că nu cred că trecuseră câteva luni din momentul în care am ajuns în Partidul Național Liberal și au început să apară pe surse, pe diverse... în diverse ziare faptul că Marcel Romanescu, împins de X, de Y, de Z, dorește să ia locul domnului Dian Popescu. Eu, în comparație cu unii, citesc foarte bine statutul și știu foarte bine că posibilitatea pe care o ai de a candida pentru o funcție, inclusiv în biroul politic județean, este determinată de respectarea unor condiții prevăzute în statut. Deci eu nu aveam nici măcar dreptul statutar de a candida, nici în acest moment, poate doar peste un an de zile, așa cum prevede statutul, aș putea, să zicem, candida la vreo funcție de președinte. Însă, n-am înțeles niciodată de ce s-a făcut atâta tam-tam. Eu am încercat să fiu un om corect, mi-am desfășurat campania alături de Partidul Național Liberal, nu m-am dus nici la domnul Dian Popescu, nici la ceilalți membri să pun condiții. Am spus, nu, prima dată trebuie să demonstrez că trebuie să fac ceva în această formațiune și după aceea să merită o funcție politică. Nu am cerut nici măcar funcția de secretar coordonator, că așa cum vă spuneam în interviu sau pe care mi l-a luat colegul dumneavoastră, astăzi sunt în aceea situație în care am venit în Partidul Național Liberal, ca membru al acestei formațiuni. Un an de zile funcția de secretar coordonator, interimar. Pentru că acea poziție nu a fost luată atunci când s-au desfășurat alegerile în cadrul Partidului Național Liberal, ci am fost mandatat de către președinte în noiembrie 2013 să preiau această funcție pentru o perioadă de timp. Da, cineva vă felicită că ați rămas un om cu coloană vertebrală pentru această demisie. Da, încerc atât cât pot și atât cât se mai poate în politica din Gorj. Când am ceva de spus, să spun și să nu stau să mă uit și să mă plâng și să vorbesc pe la colțuri. Dom'le, nu-mi convine sau nu? Am analizat foarte corect, mi-am dat seama ce presupune o astfel de demisie. Păi, dumneavoastră ați simțit că există aceste nemulțumiri în cadrul PNL Gorj și vis-a-vis de actuala imagine a președintelui PNL Gorj, domnul Dian Popescu? Nu pot eu să spun așa ceva. În momentul acesta totuși discutăm de un om care se judecă și ar fi incorrect din partea mea, mai ales că nu avem nu până la momentul de față. Păi nu aș vrea să vă pronunțați, atâta din cât justiția nu face acest lucru. Nu vreau să mă pronunț. Da, sunt liberal printre dumneavoastră care, așa cum spuneați dumneavoastră, s-au întâlnit și și-au exprimat oarecum nemulțumirea că ar fi bine, nu, ca în această perioadă fie altcineva. Nici nu am participat și, pe de altă parte, sunt convins că în fiecare formațiune politică există nemulțumiri. Și mai ales atunci când ești la guvernare. Când ești la guvernare, toată lumea se așteaptă ca să curgă lapte și miere și, din păcate, în acest moment, la nivelul județului Gorj, de partidele politice, la nivelul județului Gorj, nu există un râu pe care să curgă lapte și miere. Și e normal. Oamenii așteptările sunt foarte mari
Și cred că sunt și oameni care consideră că ar putea să conducă altcineva organizația județeană a Partidului Național Liberal. Dar eu v-am spus, eu nu din aceste motive am plecat, nu am plecat datorită faptului că ar avea Dian Popescu nu știu ce probleme, președintele organizației, ci datorită faptului că mi-am dat seama că nu putem comunica la nivelul așteptat de către mine. Eu am avut o înțelegere tacită. Este o persoană închisă, nu? Ba nu, nu, este o persoană foarte deschisă. Este o persoană foarte deschisă, însă asta este. Eu am anumite vederi legate de politică și de modul cum trebuie să tratez anumite subiecte. Dânsul are o altă manieră de a trata aceste probleme și din punctul meu de vedere, în condițiile în care nu există comunicare suficientă, cel mai corect este așa cum am procedat eu în acest moment sau săptămâna trecută. Bun, deci nu este vorba de nicio incompatibilitate între funcția... Nu, și v-am spus, și dacă ar exista incompatibilitate, incompatibilitatea se rezolvă din momentul apariției unei astfel de funcții. Da, din acel moment, în 15 zile, eu eram obligat să aleg între cele două funcții pe care le aveam. V-aș întreba atunci dacă vă doreați o altă funcție în cadrul partidului și ați fost nemulțumit că, uitați, stați în interimat. Funcția de secretar coordonator, credeți-mă, este o funcție importantă în cadrul Partidului Național Liberal, dar eu nu am negociat-o și nu am pus condiție când am venit în Partidul Național Liberal să obțin funcția de secretar coordonator, nici pe departe. Avem și mesaje, iau uitați ce ne transmite un telespectator. Din punct de vedere moral și al imaginii, domnul Romanescu merită să preia frânele PNL-ului la Gorj. Este vremea tinerilor capabili în politică. Domnul Dian și-a arătat limitele. Un mesaj pertinent. V-ar tenta o astfel de funcție? La momentul acesta nu. Deci v-am spus, am puterea și vârsta mă ajută în aceste momente ca să pot aștepta dacă este nevoie să-mi vină rândul. Atunci când voi îndeplini toate condițiile și legale și morale pentru a prelua funcția de președinte al Partidului Național Liberal, o voi face. Dar numai atunci. Deci, nu vreau morale, să, de ce nu? Nu vreau să ce scap. Păi nu. Morale în sensul că oamenii din teritoriu trebuie să vadă în Marcel Romanescu omul care poate să ducă mai departe sau să poată, omul care poate duce organizația la un standard, la un nivel ridicat. Din acest punct de vedere, nu sunt persoana cea mai autorizată în acest moment, pentru că nu am dus alături de Partidul Național Liberal decât o campanie electorală la legile parlamentare. Deci eu sunt un tip corect în ceea ce privește activitatea mea în Partidul Național Liberal. Sunt activitatea dumneavoastră, scuzați-mă că mă întreb, cum este văzută la centru de către liderii partidului? Nu știu. Ați avut discuții, ați mers acolo? Da, am fost la tot ceea ce a presupus participarea mea ca secretar coordonator. O parte dintre liderii de la centru îi cunosc în fosta mea calitate de deputat în Parlamentul României. Am avut cu o parte dintre dânsii discuții. Cred că în acea perioadă de 4 ani de zile, o parte dintre oamenii din Partidul Național Liberal au putut să-și facă o imagine despre mine. Corect, mai bună sau mai rea, dar fiecare dintre ei a putut să are contabilizată această imagine. După această demisie a dumneavoastră, da? După ce ați renunțat, da, din această funcție, am demisionat. Mai sunt și alte persoane care, nu știu, se gândesc să tragă un... Nu știu, nu am astfel de semnale. Sunt oameni care au fost aleși, sunt primari ai Partidului Național Liberal, care în momentul de față cred că participă vor participa în continuare la ședințele biroului politic, pentru că numai prin participarea dânșilor și prin ședințe în care să se poată găsi soluții, poate Partidul Național Liberal la Gorj să evolueze. Eu nu îndemn pe nimeni să facă ceea ce am făcut eu. Decizia mea este argumentată. Am și argumente pe care pot să le prezint, sunt și lucruri pe care nu o să le prezint niciodată, ținând cont de faptul că eu v-am spus, nu doresc un scandal în Partidul Național Liberal, ci doar să-mi prezint situația așa cum este la acest moment. Altcineva vă întreabă dacă vă gândiți să treceți la alt partid. Nu. Ați răspuns. Deci decizia este de a rămâne în Partidul Național Liberal, cel puțin decizia mea, acum în condițiile în care organizația va considera alt lucru, orice e posibil, dar la momentul acesta nu am o altă variantă și nu mi-am pus în gând așa ceva. Un alt mesaj spune așa: felicitări, domnule Romanescu, rămâneți așa cum sunteți acum, sunt multe voci care vă susțin.
va veni și vremea dumneavoastră. Eu vă spun sincer, știu că foarte multora nu le-a plăcut modul meu deschis de a pune problema și de multe ori această perioadă se apropie, eu nu vreau să o apropii foarte mult, dar sunt și elemente care leagă acea perioadă în care eram în PD și în care eram în opoziție la conducerea făcută de Ionel Manțo, care era un lider și o trebuie să recunosc, chiar dacă la acel moment aveam anumite lucruri pe care puteam personal să le impun domnului Manțoc și am făcut-o fără niciun fel de opreliște. Vreau să vă spun că în Partidul Democrat Liberal, la acel moment, Ionel Manțoc era o persoană care a făcut foarte multe lucruri bune pentru Partidul Democrat Liberal. Însă, eu ca persoană nu m-am regăsit în actul de conducere al dânsului. Și am procedat la fel cum procedez astăzi. Nu sunt omul care încerc să caute greșeala, dar în condițiile în care îmi dau seama că nu sunt dorit sau în condițiile în care îmi dau seama că strategia președintelui nu mă include pentru viitor, acționez așa cum am acționat întotdeauna. Nu stau să analizez și să-mi pun problema ce pot pierde în condițiile în care îmi dau demisia. Nu mi-am făcut niciodată o astfel de analiză. Un alt mesaj, Marcel Romanescu este un răzvrătit, nu-și găsește loc în niciun partid. Eu cred că vrea doar funcții. Din păcate n-am cerut la PNL nicio funcție, nici nu am primit funcție. Președintele este și în acest moment liber să declare. Deci atâta timp când am cerut, v-am și declarat. Toată lumea mă întreabă de ce n-ai ajuns într-o funcție. Pentru că n-am cerut în Partidul Național Liberal. Prima dată am cerut să fac muncă politică și după aceea, în condițiile în care se obțin rezultate, să pot fi și promovat pe o funcție. Ce planuri aveți pentru organizația municipală a PNL în viitor? În primul rând, atragerea mai multor membri către această organizație și constituirea, lucrul de care se ocupă actualul președinte cu echipa, constituirea unor organizații puternice pe fiecare secție de votare. Sunt lucruri care se desfășoară, sunt lucruri bune pe care încearcă să le facă, lucruri pe care deja unele dintre ele le-au și făcut oamenii din organizația municipală. Și eu sunt convins că pentru 2016, organizația municipală și chiar și pentru 2014, organizația municipală de la Partidul Național Liberal va face o surpriză plăcută. Altcineva vă dă un sfat să aveți o confruntare directă cu Dian Popescu, față în față. Oricând, n-am niciun fel de problemă, dar eu v-am spus, fiind membru al Partidului Național Liberal, această discuție sigur o voi avea ca membru al Partidului Național Liberal în cadrul Partidului Național Liberal. Deci nu am ajuns pentru că dacă nu mai rămâneam în Partidul Național Liberal, puteam privi această confruntare și din poziția a doi oameni care participă la o emisiune. Însă fiind membru în Partidul Național Liberal, cred că lucrurile se vor rezolva, dacă avem ceva de rezolvat, în cadrul organizat. Da, a fost surprins președintele dumneavoastră când i-ați trimis acel SMS, când l-ați informat? Nu știu dacă a fost surprins. Nu. Nu v-a sunat. Pentru că nici eu nu l-am sunat și era normal. Eu am dat un SMS în care i-am spus exact care este decizia mea, pentru că era normal, înainte de a depune această cerere de demisie, să-l informez că o voi face. Era incorrect din partea mea ca să primească un telefon de la oamenii din organizație sau de la reprezentanții mass media în care să îi se aducă la cunoștință de faptul că mi-am depus demisia. Nu, am vrut eu să-l informez personal și din acel moment dânsul să știe exact în ce situație mă aflu. E un lucru de bun simț pe care cred că l-am făcut. Veți avea o discuție cu domnul președinte? Eu sper că o să am mai multe discuții. Atâta timp că sunt membru al Partidului Național Liberal, discuțiile sunt deschise. Faptul că nu mai sunt secretar coordonator, dar că sunt membru al organizației municipale, mă determină să cred că pe viitor vom avea mai multe discuții, nu una singură. Poate una singură clarificatoare, în care să îi spun exact toate motivele care m-au determinat să ajung în această situație. Dar v-am spus, tot ce voi face în cadrul organizat, în cadrul Partidului Național Liberal. V-ar putea face să vă răzgândiți, să reveniți la această funcție sau la alta? La această funcție nu mai revin și nici la altă funcție în cadrul biroului permanent județean. Niciodată? Rămân atâta timp cât nu se organizează alegeri în cadrul Partidului Național Liberal, pentru că în condițiile în care alegerile se vor organiza și îmi vor permite să candidez pentru una dintre funcțiile din birou permanent județean, o voi face cu mare drag, dar pe moment, atâta timp cât această funcție este
până la organizarea următoarelor alegeri, nu mai revin asupra deciziei. Este o decizie tranșantă și o decizie asupra căreia nu mai revin. La ce vă așteptați pe viitor din partea domnului Dian Popescu? Nu, eu nu mă aștept la nimic. Eu sper ca dânsul să înțeleagă. E un semnal de alarmă pe care eu încerc să-l trag. Sper ca din momentul... Credeți că v-ați mesajul? Scurt așa, da? Mi-aș dori, pentru că mi-aș dori ca în perioada următoare să fiu singurul care iau astfel de decizii și ceilalți să rămână în echipa dânsului până la sfârșit. Acesta a fost un răspuns mai mult decât dorit. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Mâine seară la ora 19 fix, vă aștept din nou la știri.